vorbiți mai rar, vă rog, că nu înțeleg. Vorbim. Fratele meu a avut când a început în mașină. Nu ai aflat? Ce să... Fratele meu a și murit în spital. Nu! Salut, bă, șacalor, ce faceți? Bine v-am regăsit la al doilea episod din Viață de adolescent. Nimic nu va mai fi la fel. Episodul trecut a fost un episod foarte puternic, tocmai de-aia am pregătit o schiță pentru a vedea ce se va întâmpla în continuare. Într-un oraș misterios, patru prieteni își fac apariția. Aceștia sunt Sabin, un băiat care suferă de bipolaritate, Iris, fata care și-a cumpărat o casă din banii ei la liceu, Emma Nicola, prietena lui Iris, care nu pare a fi de treabă, și Antonia, fata care stă lângă spital. Din nefericire, Sabin primește o veste cum că fratele lui a fost implicat într-un accident de mașină. Iris încearcă să-l susțină până când fratele lui a murit. Emma Nicola, zisă și vrăjitoarea, o obligă să-l ducă la un psiholog pe Sabin. Sabin în cele din urmă înnebunește și le exilează pe Iris și Antonia din casa lui. Cine de fapt este vinovat de moartea fratelui lui Sabin? Vom afla chiar în acest episod. Deci în episodul anterior. Cum ți se pare? Emma Nicola. Fratele lui Sabin? Cum mi se pare? Voia să-l combine, voia să ce? Bă, mie nu-mi place de Emma Nicola. Pentru un prieten, da, pentru că și-a pierdut fratele într-un accident de mașină. Bă, este exact aia din Casa de Papel, frate, ca ăla. Nu! Mam, deci s-au auzit așa și gata, au pocnit. Bă, eu vreau neapărat să știu ce s-a întâmplat. Gata, viața de adolescent, nimic nu va mai fi la fel. Bă, nu le ierta, bă. Da, mama. Băi, soba aia, fraților. Nu sunt bine deloc. Păi cum să fii bine dacă ți-o muri fratele? Păi uite, na, nebuna de Iris, vrea să mă bage la nebuni. O zis păi să duc la... Că se teme lumea din sat de mine, că nu știu ce, că nu știu cum. I-a zis, mă, orice persoană care e în situația mea, oricine e așa. Așa-i, băi, așa-i că... Nu ai ideea. Na. Nu, mă, am venit... Nu știu ce s-a întâmplat, am venit de la școală și am găsit-o moartă lângă scări. What? Bă, cum a... Bă, cum adică... Emma Nicola a murit? Oh shit, this is no too good. I can't do this shit without the pern. I can't. Băi, băi, băi. Da, eu am găsit-o. Bă, dar cum am... Măi, ciudat, că era doar ea și Iris acasă. E ciudat, a murit. Foarte ciudat, nu mă așteptam să moară, a murit, e ciudat, într-adevăr, mamă, zic. Antonia, care stă lângă spital, nu-i la ea acasă? Și găsești un bilețel random deodată? Iris, Iris, Iris! Iris! Am găsit! Iute! Bă, Iris, dar... De ce? Nu știu, așa am zis și eu. Iris is the big boss, yes. She make the rules. Ia face reguli. Bă, stai, ce scrie pe tricoul ei? Ți-am pierdut, e timpul pentru muncă. Ai întinerit? Am așteptat? What the fuck? Două ocupat. Na! N-are rost. Ce facem acum? Antonia, te mai băga. Mai că să poate știe ea ceva. Cum să știe? Că nici ea nu știe. Da, tu tot știi. Bine. Așa, m-am schemat. Care-i treaba? Ce costă? Treaba mea. Ce costă? Eu ți-am găsit. Nu că treaba ta, tu treaba aia ce spui că te-ai hotărât să ne părăsești, că simți că nu mai ai niciun rost pe pământul ăsta și așa că m-am gândit să plec. Mulțumesc pentru tot, Sabin. Păi normal. M-a săturat de voi, este adevărul. De ce te-ai săturat de noi? Și v-am zis. Nu, nu. No, deci. Păi o să vă văd pe amândouă că o să plătiți pentru ce mi-ați făcut. Crezi tu asta? Nu mă omor. O să vedeți că nu o să mă omor. Eram pe scaunul ăsta și a făcut crezi tu asta? Aha! Sau crezi tu? Tu o să crezi asta? A, și by the way, nu ți-a mai făcut cafea? Pentru că nu mai era. Ți-a dat doar apă. Mm-hmm. Voi vă dați seama că eu îmbătrânesc cu copiii ăștia într-un mod foarte frumos? Băi, fac 24 de ani acum și mă dați serial la copiii ăștia. Este cel mai frumos lucru care mi se poate întâmpla. Vă rog frumos să continuăm. Trăiesc pentru clipa în care o să vă văd că suferiți pentru ce mi-ați făcut. Bro, what the fuck? Psihologul ăla l-ai plătit degeaba, du-te și controlează-te. Vrei să spun ceva? Emma a venit cu ideea asta. Bă, las-o pe Emma. Nu da vina pe ea că e moartă. Știu că de-aia dai vina pe ea. Știu că a fost ideea ta. Cum gata? Nu cred că e gata. Băi, nu l-a pasat. Ce s-a întâmplat? L-a pușcat în picior? Nu, nu te... Nu... Sabin, să nu cumva să conduci așa, că o să pățești exact ca fratele tău. Sau asta este ideea serialului? Sabin, nu băga în marșalier! Acum, episodul 4, momentul ăsta, deci eu vreau să știu... m-am uitat la ăsta? Nu, m-am uitat la 3, acum la 4, acum. Gata, hai să continuăm.
Nimic nu este programat. Oh shit. Bă! Da, unii oameni... Era să-l calci în lor. Asta așa... E cam frică să ies din casa aia, chestia. Cine-i în situația asta? Ca mine, oricine-i în halul ăsta, s-a înțeles? Da! Bă, o nebunit omul, frate, i-a murit frasul, gen! I-a murit frasul, că mă enervez. Tu nu auzi că ai turbat! Taci! Dă-i dreapta, că ai... Bă, are tot dreptul să suferi, omule. M-am săturat. Trebuie să-i fac să plătească. Gata. M-am săturat. Trebuie să-i fac să plătească. Nu simțeam voi să vă rola venind așa. E prea... Stătea foarte aproape de microfon și s-a distorsionat un pic față de sunetul de aici. Bă, ce-mi plac de copii ăștia. Bă, dar chiar își dau interesul cu tractoare, pe adică o construi setul cu tractoarele, cu roțile de la tractoare. Pasatul, nu? Iară cânine. Bă, te ce? Ceva mie nu sună bine, ce-ai căutat în sus? Iar ai fost la mine. Bă, ce se aude? Dacă mai încălcați pragul ușii, v-am zis, vă omor pe amândouă. Nu mă crezi? Nu! Să spui lui Iris că știu că i-a omorât-o pe Emma. Sigur, 100% că doar ele două au fost acasă. Și o să aflu. Și crede-mă că nu o să fie bine de niciuna. Nu i-a omorât-o. De unde știi tu? Că a omorât-o sau i-a omorât-o? Sunt sigur, 100%. De unde știi tu? Că a omorât-o? Hai că nu știi, da? Poate mai bine ar fi să nu arunci cu vorbe proaste așa ca tine. Bă, l-o bufni râs, bă, și Sabi. Bă, oricât era el de supărat că a murit frasul și a murit și prietena Emma Nicola. Doi morți așa deodată, doamne. L-o bufni râsul. Amândouă au fost acasă, doar ele două. Și nu au avut cine să calce prin casă, da. Și i-am piedicată, n-are cum să... Emma, poate-o picat. Hai serios. Hai serios. Pe alea două scări să moară, că să-mi piedică. Hai să... Hai poate serios. Poate da cu sapul. Serios. Serios. N-ai unde. N-ai unde. Crede-mă, îți jur că o să plătească. Ce o să plătească? Amândouă o să ajungeți la pușcărie. Uite așa, tu că o ascunzi și ea că o... Și tu, nu ți-o să ajungi. Hai, mai vedem noi asta. Bun, dacă mai îmi calci curtea, jur. Ce faci? Chem poliția, chem poliția. Da, da. Dar știi poliția cum să ajungă acolo, veri, dar... Bă, a fost exact ca o discuție aia balcanică, când vrei să pleci, dar mai vorbești o leacă, știi? Așa a amenințat-o. I-a făcut cafea până la urmă? Nu, no, nu, no, nu, no, îi pune substanțe. Eram sigur că îi pune în pliculeț. Dar nu-i knuckles. Nu! Bro, dacă-i cocaina asta, o iau cu capul. Metamfetamină, ce-i aia? Bro, este groaznic. Mai rău. Vrea să te drogheze. Bă, dacă cum opresc ăștia, bă, băiatul. Hello. Ce faci? Ce faci? Jur că te omor. Dacă se trezește, îți jur că mor tu în locul ei. Bă! Sună la pe Nu! Nu! Iris, nu. Deci măcar un pic din episodul ăsta. Măcar un pic. Hello. Ce faci? Ok, girl. Ce ești așa supărat? Bă, ce așa sictirit, bă? Uite ce faci. Mă. Bă, dar... E foarte de față! Ești nebună. Nu ești nebună, ești foarte bună. Bă, bă, bă. Și frumos.
Eu sunt avocata lui să știu când pleacă, cu cine pleacă, când vine, când nu vine acasă. Nu interesează. Bă, ai ce zici artă? Păi dacă tu ești în casa lui și s-a venit plecat și am venit aici. What the fuck? Nu înțeleg. Dacă... O bate. Dacă vrei să am și contracte, pentru că asta e casa mea, legal și ilegal nu. Legal este, ilegal nu este. A venit iar acasă în casa ei, până la urmă. Uitați, sopa merge. Ce treabă am eu cu tine? Ești naibii afară. Bro, îți dă-te-mi cam. Ce poți să-mi faci? Te mănâncă. În primul rând. Acum ce facem când a venit de la școală, da? Și ce face, mă? Stă liniștit. Face nimic, stă liniștit. Uite, nu face nimic, stă liniștit. Eu mă uit la televizor. Nu mă uit la televizor. Îi prea cu televizor. Și... tu scrii mesaje la nu știu cine și eu stau în picioare. Dar ce e aici? Bro, este așa cringe. Tu te uiți la televizor? Nu mă uit la televizor. Tu scrii cumva mesaje și o să așa ca proastă picioare? Bro, este altceva. Se vede că nu este așa coaptă ca ceilalți titani, ca ceilalți titani a acestui serial, dar învață și ea. Eu vreau să arăt ca ceva. Mă, dar ADHD, trească familia mea dacă nu-ți faci... Oh, nu. Oh, shit. Oh, fuck. Am trebuit să mă și pe asta. Ce-am vorbit noi? Eu cred că n-am vorbit nimic. Hai, serios. Ați vrut să vă reamintesc și am vorbit, nu? Foarte bine, am zis să eliberați casa asta. Casa asta nu mai este a voastră, s-a înțeles? Ia, e! Tu ai casa ta, de ce mai e pe aici? Și tu mută-te la ea și fără, s-a înțeles? Ce trebuie? Ceva, dacă vrei ceva, pune proprietate privată. Și n-ai bine. Eu n-aș comenta. Auzi? N-am eu o idee mult mai bună. Ce-ar fi să recunoști că ai murit-o pe ea, ce spui? Eu nu știu că e moartă, bro. Hai serios. Nu. Tu o să plătești. Mă faci să râd. Mă faci să râd. Cum să eu nici n-am știut că e moartă. Nici n-am știut. Voi opri serialul Viața de Adolescent aici și ne revedem în următorul episod. Oare ce se va mai întâmpla?